tot orașul este înconjurat de gunoi. Tot orașul. Chiar de la intrare suntem întâmpinați cu... De la intrarea în localitate. Nu știu, mă, frate, asistație social, pe ce ori fi lângă ei banii? Unde ar fi muncindă? Adică trebuie să prestezi și o muncă ca și asistat social. Ia uite, și-au lăsat plapuma, pantofii, damigeana. Deci toată zona este așa, toată zona, toată zona. Și unde? Chiar aici, la intrare. Chiar aici, la intrare. Ia, altă plapă. Care n-aveți plapă, veniți aici. Chiar la intrare aici. Cu bidoane, cu... Băile. Bine ați venit în orașul gunoilor. Nu știați. Da, știați de gunoiul ăla. Și... Ați văzut pe cineva care a aruncat acum? Da, da, știți de gunoiul ăla, da? Păi da, este. Știe, mă, despre gunoi, mă, polițiști locali. Păi și de ce nu... De ce nu luați măsuri? Luați măsuri. Ce măsuri să luăm? Păi începând de la domnul primar, că trebuie să-l care până la garda de mediu. Care trebuie să... Avem firmă, care este... Ce firmă vrei? Gospodăria, nu, poliția locală, aveți pe competență, pe legea 150. Ce? Haideți cu noi, haideți. Stați să-ți cumpări polițistul ceva de aici, de la magazin. Veniți cu mașina să vă cumpărați ce mai aveți nevoie. Nu, nu, mai are, mă, nu i-ai văzut, mă, nu știți ce? Stai, mă, că uite ce cumpără omul. Ia, haideți să mergeți să întreb. Haideți, domnul, mai terminați cu... A, să întrebi. Întrebi. Nu fost așa de băie cu bagă în pitar, bagă. Unde-i, mă, băiatul ăla? Bine! Arată-i la băiatul ăsta tabla! Cui? La care băiat? A. N-a cumpărat, domnul. Haideți că să constatați personal niște chestii. Adică? Niște gunoi de la intrare din localitate. Adică am venit noi și nu știu, ne-am fost... Sunteți la garda de mediu? Nu, domnule, noi suntem niște cetățeni care am venit să vizităm Băileștiul și am găsit numai gunoi. Adică ne-am fost întâmpinați de gunoi. Înțelegeți? Da. Și de-ați tolerați? Nu le tolerăm. Problema e că dumneavoastră, ca și poliție locală, așa, afară de faptul că... Trebuie școală multă ca să fii poliție locală. Să depistezi gunoiul ăla unde este... Cel puțin 10 clase. Ce cu 10 clase? Ca să devii poliție locală. A, da. Nu să mai mănânc cu pufuleți. Nu înțelege ce spune noi. Nu înțeleg foarte bine, dumneavoastră nu mă lăsați să termin eu. Așa, ia, terminați. Okay. Ia să vedem. Deci, ca și poliție locală, noi avem în atribuții... Îți dai seama? Așa. Când l-am surprins pe cetățean, îl sancționăm. Nu e treaba mea ca să-l și ridic. Asta nu înțelegeți dumneavoastră. Treaba dumneavoastră este să-și anunțe autoritățile, da? Noi facem raport, nu, să nu mă filmați cu camera, că nu avem... Acord. Mașină și plec. Și fugiți, fugiți dacă vă filmează. Nu, fug, domnule, că nu mă... Să mergeți cu noi acolo, să vedeți dumneavoastră, să faceți un proces verbal. Păi și de ce nu luați măsuri, domnule? Eu transmit mai departe. Cine e în competență să ia măsuri? Nu eu. Scriem un raport. Sancționați primăria. Sancționați primăria. Nu pot să sancționez. Cum să vă spun eu, primăria. Cum să nu puteți? Primarul. E șeful lui. Și ceva logic. Ați dat vreodată sancționat acum ce s-a întâmplat? Vreți să vă arăt procesele verbale? Nu vreau. Nu, nici nu aveți drept. Nu, nici nu aveți drept. Nu. Dacă vreți să le vedeți procesele, sancțiunile... Noi nu vrem. Frate, dacă vă interesează. Nu, mă dau la primăria și mi-a dat primăria.
Vă e frică de primar să nu, să nu vă dea afară dacă îi dați vreo sancțiune primăriei? Nu e la 35 de veci, mi-e zice că mă dă afară, ești la pensie. Ești la pensie, sunteți asigurat? Da. A, și dumneavoastră și colegul, crezi că sunteți asigurați? Nu, de asta nu neapărat. Ce? Păi cu pensia, cu, spune că... Nu e neapărat, că e și așa de zi... De ani de zile spun că ne... Desfințează. David, e confidențial salariul. 2900 de lei, dacă vă interesează. Pentru cultura dumneavoastră general, că nu sunteți citit. Sunteți citit, vă zic. Asta e. Domnule, mai aveți întrebări? Hai, nu întrebări, haideți cu noi să... Garda de mediu a fost sesizată în mai multe rânduri, a venit, a sancționat primăria, au sancționat și n-au mai revenit să vadă dacă s-a salubrizat zona. Dumneavoastră n-ați mai făcut niciun demers ulterior. N-ați mai făcut, nu? Deci i-ați lăsat așa, ceea ce au dat ei, așa au rămas. Aveți pe legea 156 pe 2010. Dumneavoastră ați citit legea? Da. Sigur? Ma da, nu știi. Probabil. Sigur, nu. Nu vă contrazic. Deci noi vrem să vă sesizăm, să vă arătăm unde este gunoiul, da? Și n-a să-ți faceți adresă. Noi știm locurile unde este. Mă, nu mai mergem, n-are rost să mai deranjăm deci, pe domnii. Băi, cetățeni, vă dau să nu dat serviciul. A, crezi că vă deranjăm. Și vrem să vedem dacă la gardă... Dumneavoastră vă deranjăm. Da, nu. Degeaba, am dat noi. Dumneavoastră vă deranjăm. Nu, noi vă sesizăm acum. În baza la ce sesizăm noi. Nu mă impresionați nimic. Vă dau eu cartea de identitate, da? Aveți experiență în... Nu vă intimidați așa cu... Nici o șansă nu aveți. Nu. Ce să sancționez? Da, domnul are experiență, nu se intimidează cu... Nu mă intimidați cu întrebările și cu întrebările. Da. Da. Precum că v-am adus la cunoștință. E, dumneavoastră o să vă facem o plângere, dacă vrem. Nu are nicio problemă. Dacă, dacă aveți puterea asta și aveți și... Vă facem o plângere penală? Sau două, eu una și domnul una. Motivele? Le găsim, vă găsim noi pe atribuțiuni, găsim. Ia uitați, găsim. Ia uitați cum ocupă domeniul public, de exemplu, aici. Da, da, da. A, cu ce s-a luat acolo? Cu roabe, cu... Dar parcarea nereglamentară sau staționarea. Dumneavoastră unde a staționat? Ia uitați-vă acolo. Poți să vă sancționez? Da, ia staționați-ne pe noi. Erau frumos să spun procesele verbale să vedem. Ia să vedem. Păi ce dumneavoastră? Ia uite acolo indicator. Da. Păi dați-ne nouă amendă. Haideți. Dați-ne nouă amendă. Da, dați-ne nouă amendă. Haide. Ce vă contrazice? Dumneavoastră sunteți un cetățean care respectați legea? Da. Model. Sigur. Da. Mă bucur. Mă bucur. Ce? Și cu tot respectul. Toate sunt pe contrazice. Pentru legea. Da. O respect. O respectați? Da. Bravo. Da. Da. Deci, atenție. Eu vă dau cartea de identitate. Da. Dăm să vreau să știu cum se numește, să se legitimeze, da. Pentru că mi-a cules datele, da? Da. Adică așa spune că trebuie să arată legitimația. Da. Și noi o să facem adresă la primărie, dacă ați făcut adresă, către Garda de Mediu. Oricum o să sun acum la Garda de Mediu. Chiar vă rog. Da? Chiar vă rog. Chiar vă rog. Hai să sunăm. Aveți monitorizare video toată... Nu. Exteriorul nu. Nu interior. Dar la gunoi acolo la există vreo cameră ceva? Păi la intrare, noi v-am spus. Sunt mai multe. Unde, unde sunt? În general, intrările în localități. Între localități. Intrările și ieșirile. Păi de asta, că noi am intrat și am văzut ce e acolo. Da. Deci trebuie să mergem să le și filmăm ca să le trimiți locația. Nu e nicio problemă, locația. La Garda de Mediu. A, le știți. Ca și poliție locală. Da, un pic că suntem cu poliția. Am o rugăminte, vreau să știu cum vă numiți. Polițist local cu Adelată Sorin. Poliția locală Băilești. Băilești. Nu am intrat bine în Băilești, neregul. Asta e, atât permite mie legea. Da. Atât îi permite. Unde se da. Asta e. Și măsurile complementare care sunt, deci, dacă l-am prins nu mai mergeți cu noi, că știți unde e. Să-i, să-i confiscăm roagă sau cu ce aruncă el. Așa se face. La noi, bun, deci strict. De ce v-am dat cartea de identitate? Adică în urma legitimării care eu v-am solicitat și v-am spus... Vă cunosc, am văzut postați tot timpul pe internet. Nu știu dacă ne cunoaște, că nu e problema, că nu ne interesează asta. Ideea e că vrem o țară ca afară, curat. Că așa spunem preșul. Dar dumneavoastră, eu am o... Vreți să mergeți să vedeți unde locuiesc eu? Și pe urmă nu mă interesează. Faceți o invitație la dumneavoastră. Unde locuiești dumneata? De ce? Nu, știți, vă spun eu... Ce rezultă cu un locuiesc? Să vă spun eu o vorbă ca să vă rămân așa. Ia ziceți. Pentru cultură generală. Trebuie cultură. Eu dacă mi-arunc aici ochii pe semnal la omul ăsta... Așa? E proprietate privată. Eu știu ce fel de om fac. Așa, da. Și? Ce vrei să spui dumneata prin eu la mine sunt curat. La mine la poartă domeniul public o curat. Da, domnule, noi nu vorbim de ce ai la dumneata. Dumneata zicești că vrei o țară curată. Toți trebuie să fim curați. Da.
Curaj și uniți, da? Da. Poate pleacă de sus. Știți că e o poveste. Curaj, bine, fricos. Și ce ascultați-mă, vedeți? Păi dacă e ceea ce noi ne dorim și nu se poate, atunci trebuie să ne dorim ceea ce se poate. Da, ok. Corect. Bravo. Hai. Gata. Dacă mai aveți nevoie, vă mai dau. Păi, deci, dacă am spus că știți unde sunt locațiile, ce să mai... Nu mai cu contaminările astea și ce mănâncă carcalacul, nici așa, că nici așa. Violență, act de violență, nici așa, că asta iar e inventată de cei care... Facem așa? Vă să ne separe astea de tot, să ne aveți o zi bună, să aveți o zi bună. Ia, stai să... Sănătate! Mai bine! Spor la treabă! Fără centuri, n-au ei treabă. Centura nu știu. N-au o treabă. Stai. Auziți? Centura n-au o treabă. N-au treabă eu. Poliții-și locali, mă, frate. Un câmp plin de gunoi. Că de fapt un oraș. Da? Un oraș. Aici se aduce gunoiul. La Băilești. Bine, toată zona e așa. Tot. Toată e zona Băileștiului. Gunoi. Polițiștii locali știau de gunoi. Ai văzut ce spuneau polițiștii locali? Știm, domnule. Eu și-am lăsat plapă aici. Știm, domnule, ce gunoi peste tot. Tot le puneți primară să facă curățenie. Sancționați-l dacă nu. Cum, domnule, să sancționăm primarul? Cum să sancționăm noi primarul? Să-ți dai seama. Ei, polițiștii confirmau de gunoi, da? Da. Da, e molos, iată, și cu cauciucuri și cu tot ce trebuie aici, da. Hai să mergem la primărie. Hai. Aici să mai dă și foc. Deci toată zona este așa, toată zona. Gunoi, sticle, gunoi, peturi. Nu știa polițistul local de... Uite și în capăt, sus acolo, tot. Dar știa. A spus că da, știa. A spus că știa, da. În Băilești. Pe șură de bări, de mașini, de... Băilești. Și a dus basca de la... Și dă și foc, nu vezi, uite, basca, da, tot, da. Dar polițiștii locali au spus că știu, da, bă, nu ei, știi, treabă. Da, știu. Uite să-ți... Așa e la... Tot orașul e plin de... Porțile cerului. Da. Da. Deci nu știu, gunoi. Unde te uiți, numai gunoi. Poliția locală știe, garda de mediu știe, nimeni nu e nicio măsură. Indicator. Da? Oprire interzis. Da, nu mai vorbim de faptul că poliția așa parchează, adică să nu cumva să mergi pe trotuar. Păi trebuie să te... Dacă fi parcat-o așa... Da, dacă parcam noi așa... Cred că sunt mașinile dânșilor. Da. Cred că sunt mașinile dânșilor. Poliția municipiului Băilești. Municipiului Băilești. Da. Bună dimineața. Nu, mă, nu se intră aici, aici e închis. Închis, uite, vezi? Au, deci numai ei poate să deschidă din partea asta. E cu cifru. Deci ce cu chestii, cifru, mă. Ce chestii, deci iată. Deci eliberez casier, văd, aici nu e, aici e altceva, mi-e eliberez casier, nici polițian aici. Uite-mă, acolo e polițian. Stai, mă, că vine domnul acum. Și ce nu e? Uite-mă, a venit. Să trăiți. Vino, mă, încoa, cât omul aici, că acolo nu e, pe aici se intră. Pe aici se intră? E drumul pe acela, așa. Pe aici intră? Vino, mă, că e domnul de la jandarmerii, de la pânză. Să rămână.
Pe aici să intră? A, pe poartă? Ce bine o duc oamenii. Solicită și noi sprijinul poliției. Iar da? Haideți să cetățeanul afară, mă. Poliția română vorbește cu cetățeanul. Haideți să vedeți două mașini oprite chiar în fața secției. Adică chiar lângă indicator. A zis de lucruri străine? S-a aplicat OGH-ul la 195. 195. A zis de lucruri străine? Da, și mașina poliției a zblocat tot... În regulă. De ce? Sunt tot de-a dumneavoastră și nu-i mai... Nu se mai aplică legea sau cum? Sunt cumva colegii dumneavoastră, vă întreb. Ia chemați-o. Pe domnul comandant pentru sancțiuni. Deci fii atent. Și aici e zona administrativă. Da. Deci toate posturile de poliție, da? Da, s-au transformat sunt, în... S-au transformat în, da. În 585, fii atent. Da, 585. Deci competenți, mă, oamenii ăștia. Da. Competenți, mă. Au transformat un post de poliție. Ia uite, fii atent ce sistem de alarmă are. E nici o bobină. Oraș, vorbim de un oraș civilizat. Cu gunoi dai seama, sună pe comandant ca să vină să aplice două sancțiuni. Da. Bă, dar tare mică ăștia sunt. Adică să întrebe, domnul comandant, putea să sancționăm colegii noștri care... Nu știm dacă sunt colegi. Bine, de fapt sunt una, două, trei mașini. Uite, asta și pe contrasens. Bine, și asta e pagată bine. Asta... Băi, îți dai seama să blochezi așa, să fii polițist, să blochezi așa trotuarul. Hai mă, vine sau... Da, un număr de telefon aici, te-ai uitat? Comisar Gigi Costel. Fără telefon, fără nimic. Nimic, nimic, nimic. Orele 112. Sunați la 112 să vă luați amenzi. Sancțiuni, de fapt, că amenda o dă altcineva, nu. O dă polițist. Luați-mi datele. Luați-mi datele, că aducem posesizare. Trei mașini. Păi, vă spun frumos, luați datele mele. Păi, și verbal puteam să vă... Dom'le, pentru dumneavoastră legea nu este valabilă, domnul agent. Legea nu este valabilă, n-aveți lege dumneavoastră. Băi, n-auzi... Ce vă uitați așa? Lege nu aveți? N-auzi, mai ce zice, birou de presă, nu știu. Cum? Păi erați înăuntru, am văzut când ați ieșit, n-aveți mască, numai pe noi ne-ați îmbolnițat. N-ai eu treabă, n-ai tu treabă, voi, frate, mă. Doamnă, sau domnișoară, poliția română. Deci putem să mergeți ca să constatați personal. Acum. Da. Un coleg al meu. Nu spune că e adresă de e-mail sau ce să facem. Să de ce nu veniți? Cum să o filmăm? Vă filmați pe dumneavoastră. Dați-ne amendă. Dați-ne amendă. Dați-ne amendă dacă vă asta vreți. Da. Da. Nu. Da, vă rog că să veniți să sancționați. Dați-ne amendă că vă filmăm, că nu vă faceți datoria. Da. Da. Faceți, avem nevoie de un polic. Uite, domnul civil, fii atent. O fi ofițer. Domnul ofițer. Și că aveți noi nevoie de un polițist să dea da. Trei amenzi aici. De ce nu? Cum? Care buletin vrei? Nu, să se zare buletin. Păi cine ești dumneata ca să-ți dau? Ce ești dumneata? Ok, bine. Așa ne tratați. Buletin, auzi? Buletin, n-avem voie să filmăm în curte. Nu mai voie să filmezi nicăieri. Și curtea ești administrativă acum? Doamne, aveți secrete de stat în curte aici? 585 este și aici valabil. Cum arăți polițist? Dacă ești polițist, prezintă-te. Da, e acasă. Deci ei au pus aici că n-avem voie să filmăm. Da. Și de fapt, când zici în curte, nu mai avem voie acum. Gata, așa, vedeți, așa trebuie să fie un polițist. Nu, să respectați legea, știți de ce? Pentru că noi cetățenii... Respectăm legea, dar nu poți dacă să vă... afară. Nu, dar ați ieșit, domnul Agen, ați ieșit de v-am văzut când ați ieșit, n-aveați mască, nu. Sunt niște da, haideți să sancționați aici. Sancționați. Sunt niște mașini în da. Păi veniți, veniți că vă solicităm sprijinul.
noi facem nevăzuți, putem să le facem adrese și... Când? Adrese. Păi stăte aici în fața dumneavoastră, luați-le acum numerele de matriculare. Da, unde ați țipil dumneavoastră? Aveți în ce lege scrie că poți să afișezi o sancțiune pe geam? Nu, este la linia de inspectorat, așa făceam. Aici nu. Nu, sancțiunea se aplică conducătorului auto, nu mașinii. E conform legii 195, să-i dați și de ce nu ne ajutați să sancționați aici colegii? Legea nu este valabilă și pentru dânsii sau ce se întâmplă? Nu am cu ce să vorbești. Da, sunt trei. Unul deja a plecat, a ieșit din curte de aici. Uite domnul care a ieșit din curte, vezi? Uite, domnul de la miliții de aici. Nu vă este rușine, nu vă este rușine că sunteți polițist. Ați ieșit de aici din curte. Domnul a ieșit de aici din curte. N-a fost mă cel care a ieșit de aici din curte? Exact, da. Păi? Da, nu. Stai, că până vin domnii, întâi trebuie să-și ia mașinile, după aia vin să... Vine să-și ia mașina. Ia mașina dumneavoastră pe aici? Dragi cetățeni, dragi români, primii care încalcă legea, da? Sunt o parte dintre polițiști, da? O parte dintre polițiști la Băilești. Să trăim cu 0749-22090, mărțoaga parcată regulamentar. Mașinile polițiștilor, exact ca în Timișoara, se întâmplă în toată țara. Ei, cine-i prime pe ei? Deci când ai voie să filmezi în curtea, dă-mi amezi, bă. Parcă vă când a pătruns în curtea instituției și au filmat polițista care nu ne-a rugat de ea să vină să... A pus 5-8-5-ul, fii atent, vorbesc ei ca la tarabă. Deci unde vă? Holul ăla este deja administrativ poliția acolo. Poliția română cu holul ăla. Da, noi avem să mai facem petiții. Trebuie să stăm afară, în ploaie. Poliția română este un brand. Uite brandul. Da. Băilești. Da. Neamarine, ce a rămas din tine? Ce faci? Hai la primul. Gata, pleacă și nenea polițistul. Nu mai. O să dea și drumul la Geronino Nino. Geronino Nino. Deci un exemplu bun. Bine, sunt acasă. Nimic nu mai e pe masă. Dar n-am o rampă, n-am nimic. Hai, cred că e pe partea la ta, mă, stai. E direct mai multe intrări. Multe intrări. E biserică aici. Nu e biserică. Zici că e biserică. Băi, primărie frumoasă aici. E o primărie frumoasă. Bună dimineața. Primăria frumoasă aici. Domnul primar, unde are birou? Domnul primar, sau doamnă, ce este domnul? Nu era nimeni aici în poartă? Păi nu, te văd de primar, nu de paznic. Să-l vă conducă. Spuneți-le asta, că merge și sigur, nu suntem cu o problemă de handicap sau... Poliția locală, nu-i trebuie. Lasă că mi-e treabă. Să-mi prindem la cafea de aici. Ia, pe rămâna. Poftiți, vă rog. Sfântul Gheorghe. Aveți bănuiesc un oraș frumos, da. Dar plin de lume.
Adică este înconjurat de gunoi. Tot. A, noi am... Geana, mă numesc Geana Haritorin și Nițu Robert. Noi am filmat așa, pe acolo, pe acolo, dar nu o să stăm să filmăm pentru că... Cetățeni. Simpli cetățeni. Sunt locuiți aici? Nu, nu. Adică este inadmisibil. Tot orașul este înconjurat de... Atenție, noi am stat de vorbă cu polițiștii locali, care ne-au confirmat că ei știu. Că ei știu. Adică legea spune că ar trebui să sancționeze primăria. Nu, prin poliția locală. Păi da, dar legea 155. Da, da, durează să fie responsabili, să fie gata, de imediat va sancționa să întrebe. La Consiliu, da, există 1, 2, 3, în care răspund și de mediu, nu numai polițiștii. Deci sunt și consilieri implicați. Și ideea e că aveți un oraș murdar, care este plin de gunoi, iar gata de mediu, fiind să cred că vă protejează cumva. Probabil că noi gata de mediu deja putem să-i acuzăm că protejează unele primării care se aruncă cu noi și cu sute de tone și zice, doamne, faceți o cerere scrisă, dar cu noi să mă de ce nu puneți asistație socială să facă curată? Dar să că nu o filmați. Ba da, eu filmez, filmez. Nu filmez. Publică, de ce le stimați? Pentru ce le stimați? Ce le stimați? Buletin, buletin, nu avem, da. Buletin. Cărți de identitate eventual, dar buletinul... Din ce trăiesc oamenii aceștia? Dar dumneavoastră nu aveți sunat cu mine cu sun, dacă... Da, este un oraș mic, adică li s-au creat locuri de muncă din punct de vedere al... Da, sunteți plătiți ca să creați locuri de muncă. Asta încercăm, să primim... Încercați, dar nu sunt locuri de muncă. Sunt, doar că nu încercăm să le mulțim, nu mai sunt acum. Am înțeles, aveți asistat social, persoane cu handicap? Nu așa mulți, da. Veți rampa aici între persoane cu handicap? De ce ne puneți să adure gunoiul? Persoane cu handicap, rampă pentru persoane prin spate. Nu, sunt două. Una în de ce nu-i puneți pe asistație socială să... Tocmai de asta, pentru asta am venit. Adică nu înțelegem de ce este atât gunoi, să fie tot orașul înconjurat și probabil plătim niște... Deci la intrări, oraș, dacă se strâng gunoile, cred că sunt super. Și în partea asta, la intrare aici, despre Craiova, despre partea asta, tot așa. Da. Și pe stânga și pe dreapta. Sunteți de mult dumneavoastră? Sunt viceva, din Sărbării. Din Sărbării, da, deci nu. Numai domnul primar. Moștenire, moștenire. Da, da, da. Bine, domnul. Deci poliția poliția locală unde și... unde o aveți ca să... Ați discutat. Am discutat cu doi polițiști care au fugit precum din Iubrașe. Ne-au spus că cunosc situația, că... Dar... Revoluție. Nu înțelegem de ce nu se iau măsuri. Păi... Păi nu, noi să trimite garda de mediu, adică nu ne jucăm. Da, păi trimite și plătesc cetățenii. Doamna, n-are nicio problemă. Doamna, n-are nicio problemă în sensul ăsta. Îl trimitem pe comisarul șef de la garda de mediu, care că are pile și relații pe județul ăsta. Băi, comisarule, da, vezi că este a doua oară când e la tine în județ și n-ai făcut nimica. Dacă vrei să spune și numele tău, cum te numești, da. Asta are nume de, din BD, de la Munte și la Mare. Ia să vedem dacă... Să-l sunăm pe Călinoiu. Dar de fapt hai să-i facem o surpriză lui Călinoiu la Craiova. Haideți. Hai. Și-au băgat mașina în curte. În curte, da. Da? Ia uite-l! Bine, și mașina poliției și mașina... Uite-l, omule, tocmai tu încălci. Păi ia să trimite la inspectorat să vedem. Îi se dă, da, se dă amendă sau adică sancțiune, da? Da. Omul care... Unde are sediul poliția locală? Încalcă legea. Poliția locală, unde are sediul? Poliția locală? Da. Prima la dreapta. Prima la dreapta, prima în față, 50 de metri. Da. 50 de metri. Stai că iese acum. E un gaz. E un gaz, un angajat, probabil, care nu ține cont de... Sunteți comandantul poliției? Da, e comandantul brazilor. Erați oprit aici, pe oprirea interzisă. Fii atent ce... Ia uite-l aici ce... Auto-l. Domnule, ce înseamnă să fii vătaș? Fără centură, el treabă, mă. N-are, mă, el treabă, mă. Ia uite-l, e comandant, mă. E șef, mă. Auto-l. Puneți, domnule, centura, nu ți-e rușine. Ia uite-l, uite-mă, fără centură. Nu, dar e polițist, că avea aia cu sindicatul polițistului în geam. Ai văzut? Ce să mai... Las că l-am făcut o transfăcare. Dragii mei, așa arată un polițist, se dă, da, exemplu. Cum el, adică ăsta, să ăsta stai să sancționeze cetățenii? Favorizeze așa în calul ăsta. Unde e poliția locală aici? Aici, în spate. Ah, intrăm pe aici. Păi de asta că nu... Lasă-l la urmă, nu acum. Ia.
Să dea foc chiar la ei. Ce faceți, domnule, dați foc aici? Da. Umblați fără mască în instituții. Păi cum, dar n-ați ieșit, domnule, de acolo v-am filmat. Hai, bre, fii serios, de frumos, ce să ne arăți? Eu, da. Că ce? Tu te, bre, dar ce-i casa dumitale aici? Ce persoane, domnule? Am venit să-ți aduc la cunoștință gunoiul, domnule, de aici, de la... Care spunea mata că știi, dar de fapt... Dacă ei fac focul aici, bă, frate. Ei fac focul aici. Și dacă poți să dăți... Ce? Altceva, nu veni să... Da, stai și noi pe bancă aici și să te aduce la cunoștință dumitare. Pentru ce să stai pe bancă? Da. Haideți ca să vă explic. Așa nu e bancă acolo. Haideți să vă explic de ce am venit, că n-am venit să... Spune, domnule, de ce veni rău? Ăștia încep cu omul, e pregătit. Da, domnule, lăsați vrăjeala. Auziți? Domnul... E sătul de buză, auzi, de voi. Domnul polițist. Sătul, v-am văzut ce postați voi. Ce postăm noi? Ce vreți voi, hai. Am fost și am văzut gunoi acolo. Tot orașul. Înconjurat. Și? De ce nu sancționați primăria? Am fost la doamna vice, am vorbit cu dânsa. De ce nu sancționați primăria? Primăria, de ce nu sancționați? Nu sancționeze omul ăsta. E gardă de mediu. Lăsați mediu, că aia vine și aia, că tot trebuie noi. Dar dumneavoastră ar fi trebuit să o sancționați de mult. Vorbește da. Numai prostii, precum eu că n-avem voie în curtea asta. Eu fac ordine, domnule, în curte. De ce faceți focul? Dar de ce faceți focul, domnule? Uite, ați dat focul aici. Cum, domnule, dumneavoastră, ca poliților, ca să faci focul în curtea poliției? Da, domnule, da. Fac curățenii. Gata, fugiți. Haideți, vă rog frumos, haideți. Ce vorbim, frumos. Vă rog frumos, că este nu agresa. Dacă vrei să o spargi, o și spargi. Ia, spargi. Vă rog frumos, să părăsiți. Vă rog frumos să părăsiți. Haideți, vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos să mergeți. Să poftiți afară. Haideți. Uite, dacă nu vrei ce faci, ne dai amenzi, da? Nu vă dau doar amenzi. Vă rog frumos. Ia mâna după camera. Vă rog frumos să poftiți afară. Omule, ia mâna după camera. Nu fac nimic ăla, vă pun aici. Haideți, vă rog frumos. Deci ai un tupeu maxim. Haideți, poftiți afară. Poftiți că dumneavoastră nu mă trageți pe mine la răspundere până la scandal. Doamne, trage-mi. Legitimează-te cine ești. Mai vă spun eu, mai devreme. Nu, nu obligația să mă legitimez, nu v-am spus. Dumneavoastră mă numesc mai devreme. 55, spune că trebuie să vă legitimați. Nu v-am spus, nu v-am spus. Nu e vorba de rușine. Ne-am mai întâlnit. La dumneavoastră nu există respect. Dumne, eu îmi făcui ordine în curte. De ce faceți foc acolo? Nu l-am făcut noi, avem o femeie de serviciu. Păi cum spune? Dar spune domnul că el a făcut în curte. Nu l-am făcut. Haideți, vă rog frumos. Povarășul polițist, ce ai lucrat la viața ta? Povarășul, suntem pe tipul lui Ceaușescu. Vă rog frumos, să poftiți să vă. Păi, dar nu e instituție publică. Vă rog frumos, aveți altceva de spus? Da. Ce? Pentru că dumneata nu trebuie să, nu trebuie să iei salariul ăsta, trebuie să fii dat afară, să-ți dai demisia. Dumne, dumneata, dumneata, ești grup, eu nu sunt grup. Vă rog frumos, să atenție, să-ți vă spun eu. Tot ce sunteți, voi sunteți niște, haideți, vă rog frumos. Niște ce? Vă rog, oameni pe pământ. O să-ți iei amendă. Haideți, să fiu de amendă. Vă rog frumos, să vă rog. Dar confuzi totul cu doamna, care este rău de tânăr? Vreți să vă rog. Dacă vreți, vă dăm și amendă, nu-i ce problemă. Hai, dă-mi amendă. Uite, dă-mi amendă. Haideți, domnule, poți. Hai, dă-mi amendă. Nu trebuie, dar nu am datele din nou. De unde ai datele? Păi nu mai legitimat. Să-ți liniști că v-am legitimat. Haideți, domnule, legitimați-o și adună cunoștință ce sancționăm dai. Vă rog frumos. Asumul la cunoștință. Haideți, domnule, băi. Băi, eu nu știu ce faci. Spune-mi. Dar, domnule, așa, domnule, altceva. 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 E suficient? Nu știu. Dacă e suficient, nu, domnule, vă luai să o puse, mă. Urați să vă dați afară, domn primar. Hai, domnule, lăsați rășeala pe de data asta. Sunt în curtea lui. Haideți, poftiți. Domnule, dar sunt în curtea poliției locale. Da, poftiți, aveți altceva de adresat? Ce ți-a așa? Păi, nu, ce nu e din meu local? Aveți ceva să-mi spuneți? Spuneți, domnule. Dumitale, nu, domnul. Da, ia. Mi se pare normal? Domnule, nu. Ce-a? Da, să nu ne gândeam, să-mi iau trimiți. O dau singur, lăsați. Mi-o dau singur, da. Mi-o dau singur, să-l duci. Haideți, vă rog frumos. Dar de ce? Haideți, vă rog frumos. Haideți, vă rog frumos. Haideți, stai aici. Haideți. Dă-și ce sunt cu treaba lor. Păi, ați văzut ce simplu este. Deja întinge în spate, așa cum e cu. Da, vă rog frumos. Poate. Păi, în dragostire, spune de mine. Ai consumat altul cumva? Eu? Da, te întreb. Haideți. Haideți, vă rog frumos! Dumneavoastră, ești competent? Eu? Da. Foarte competent.
Foarte, mulțumesc. Câte țigări fumezi așa, câte pauză de ei, de ca polițist? Da, câte mașini sunt parcate neregulamentar. Și câștigi cât gunoi aici, am filmat noi gunoi aici. Mult, mult gunoi. Du-te-i în București, să mergem în București. Trebuie să mergem în București. Deci venim la poliție locală, se anunță din București. Omul ăsta se crede. Eu v-am răspuns, domnule. Eu v-am răspuns. Ce am eu de făcut? Adică eu nu mă învățați dumneavoastră. Ce spuneai, mă, știu? Ce? Mă înjurai sau ce? Nu te căută cert cu ferma. Dar cu cine mărești cu motul? Mine? Te-am întrebat, ce, că eram acolo și îmi spuneai că, că sunt activistul buzoian și că iau bătaie în toată țara și... A, deci așa ai spus. Păi vezi și atunci de ce nu râcă? Te faci așa pe șmecherul cu mine. Te-ai găsit cu ce să faci pe șmecherul. A, un instigator. Aha. Cred că ești un evanghelist de la care e frustratul, care deranjăm noi pe legii. Și asta e cu găini, cu ceva, nu prea... Omule, și de dumneavoastră? Omul ăsta nu-i polițism, mă, local. Stai, omul ăsta nu-i polițism, uite, un polițist așa arată. Dar de ce vă agitați? Domnul agent, de ce vă agitați atâta? Deci, dar am dreptul la o jumătate de oră în program. O, e în program, uite acum el e în program, fii atunci. Dragii mei, cum arată un polițist local? Un neprofesionist. Dar de ce vă agitați așa? Eu așa sunt eu mai agitat. Păi parcă spuneați că nu vă este frică, că nu vă e teamă, că... Deci n-aveți nimic de ascuns. Atenție, pentru că, păi, o să vedeți, da? Așa. Dar vă facem plângeri pentru că sunteți abuziți. Eu am fost abuziți? Păi, v-am zis eu ceva. Bun, haideți, aduceți la cunoștință dacă am încălcat, dacă sunt sancționabil sau nu. Da, sau nu? Am săvârșit ceva? Am intrat într-o instituție. Da, amendă acolo. Da, gata. Am dat lui votiz. Deci am intrat unde? Unde? În curte. Da. Și pentru asta n-am voie. Nu avem. Păi te faci de râs. Da. Dar abia te aștept să fac plângere penală pentru chestia asta, abuzul ăsta, că dacă dai ce sancțiune, dar și pentru abuzul serviciului, nu numai pentru abuzarea. Păi să plângere, omule. Dar ce să faci? Fă-te de râs. Deci ai obligația conformă de 2, mi-a dus la cunoștință să te legitimezi, să mi-a dus ce faptă am săvârșit. Dragii mei, așa arată un polițist, plătit din banii publici, nu mă aveți cu câte 50 de milioane, da? Oamenii sunt la intimidare, deci nu poți să intri în curte. Unde nu scrie că e poliție locală aici? Aici nu scrie nimic. N-aveți nici drapel, n-aveți ce să mai discutăm de restul. Păi ne-am mutat aici, nu știu. Păi ați mutat așa. Vă mutați. Da. Am datele din ochi. Omule, scrie ochi 2, te rog frumos, așa nu cai datele. Deci în ochi 2 spune 6 luni, dar atunci când ai treabă, nu când stai aici. Da? Hai. Sunt la birou, atunci tot amendă. Nu plec acum, plec la apel. Gata? Plecați în misiune? 1-1-2? Bravo! Mergeți să nu scăpați coții acolo. Ce să mai merg, că e tot orașul plin de gunoaie, nu v-am spus. Ați recunoscut. Ia-uzi. Ne da și bătaie acum? Dragii mei, uitați-i pe profesioniști. Profesioniștii de profesioniști. Centura! Domnul poliții, centura! N-aveți centura, 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 centura! Nimic. Nu, el e cu astea, mă, e cu ceva, cu găini, cu ceva, el e deranjat de... Gata din mormânt, avem. Da, e deranjat de... Că filmăm, că astea. Bine vă facem, vă dă nici ajutorul asocialului la ta. Bă, cine i-a ajutat? Nu, mă, el e, cred că e, bă, cred că el e cu furgoneta aia cu găinile. Da, mă. Cred că el e cu aia cu găinile. Dar tu ai, bă, nu tu. Eu am mai mult. Tu ai școală. Tu cine ești? Bă, eu sunt eu și tu ești tare mai tu. Hai să mergem. Da. E cum ar rupa asta, da? Stă cu telefonul. Ești cu găinile cumva? Hai, lasă-l, n-are rost.